Irișa. Atac furibund la adresa lui Zani după ce a fost nominalizată la Survivor România. Nu halesc glumele de clasa 8-a. Faimoșii au nominalizat-o pe Irișa la Survivor România. Faimoșii au făcut nominalizări la Survivor România, după ce au pierdut meciul de imunitate în fața războinicilor. Irișa, la un pas de eliminare din competiția Survivor România. Sălbaticii au propus-o pentru eliminare pe Irișa, care se află la a doua nominalizare de la intrarea în competiția din Dominicană. 6 voturi au trimis-o pe concurentă în cursa pentru votul publicului, în timp ce Raluca Dumitru s-a salvat, ea fiind nominalizată de 4 coechipieri. Irișa este revoltată pentru că voturile au fost acordate din punct de vedere social și nu sportiv. Faimoasa consideră că performanțele pe care le-a avut pe traseu contează mai mult decât disensiunile pe care le-a avut în camp cu unii dintre colegi. Ea speră că nu va pleca acasă săptămâna aceasta și că oamenii de acasă o doresc în competiție. Am zis că acum 2 săptămâni se nominaliza sportiv, acum se nominalizează pe social dintr-o dată. Acum 1 săptămână au început băieții, Sebi și Zani, Ralucuța. Nu știu ce conturi reglează ei și nu mă interesează. Faptul că nu sunt de acord cu ei sau nu halesc glumele lor de clasa 8 îi face pe ei să creadă că am ceva cu ei. Nu, nu am nimic personal cu ei. Asta e, m-au votat. Cel mai important e că nu e pe criterii sportiv, acolo e bine. Nu ne înțelegem verbal, asta e partea a doua. M-am așteptat, nu sunt șocată. Încep să mă obișnuiesc, e a doua oară și sper să mă salveze publicului. Dacă mă salvează o să le fiu recunoscătoare, dacă plec, o să mă uit din exterior de acasă și o să le zic, fraierilor, că mi-ați votat, acum nu mai are cine să aducă puncte, în spirit de glumă. Ce a fost am văzut. Ce va fi vom vedea, a declarat Irișa. Faimoșii pierd imunitatea la Survivor România. Sălbaticii au pierdut primul meci de imunitate al săptămânii la Survivor România, iar tensiunile din tabăra roșie cresc simțitor. Astăzi am pierdut din cauza orgoliilor, astea ne-au tras pe noi în spate. Orgolii prostești. Dacă nu mai aveam o săptămână în care luăm imunitatea. Nu știu ce voi vota. Sortiv o ducem bine, pe alte criteri tipar că suntem la grădiniță. Să ne dăm în cap. Mie îmi pare rău și nu-mi place să văd genul ăsta de lucruri în grup, mai ales că ne vede atâta lume, spune Ștefan Ciuculescu. Zani spune că faimoșii trebuie să se maturizeze pentru a deveni mai buni. Această înfrângere este ceea ce am preconizat că se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. M-am distrat, am intrat doar o dată. Am văzut niște chestii, a fost meritul lui Cucu din plin și au fost alții care au vrut să-i fure punctul. Momentele astea când pierdem imunitățile câștigăm șansa de a îmbunătăți echipa și de a ne maturiza social și pe traseu. Trebuie să ne călim, suntem prea copii, prea vedete, avem impresii multe. Să vedem cine rezistă, ăsta e Survivor, a spus faimosul.